Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre gânduri și despre rugăciune. Invitatul nostru este Părintele Horia Prioteasa de la Institutul Clinic Fundeni. Bine ați revenit, Preacucenice, Părinte Horia! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Părinte Horia, suntem în plin postul Crăciunului, suntem într-o perioadă aparte a anului bisericesc. Facem tot efortul să devenim mai buni, să postim, ne ajutăm de post și rugăciune pentru a-L întâmpina, zicem noi, pe Mântuitorul Iisus Hristos, nașterea sa. Și sigur că ceva trebuie să se schimbe înăuntru nostru. În discuția pe care am avut-o înaintea emisiunii noastre, mi-ați propus o metaforă preluată de la Evagrie Ponticul, cunoscutul ascet și scriitor bisericesc, să-i spunem așa, din tradiția noastră patristică, și anume aceea a gândurilor ca niște oi manevrate sau păscute, stăpânite de om ca păstor al lor. Ce sunt gândurile, cum le înțelege asceticul ortodox și ce să facem cu ele, ca să spunem așa? Este adevărat că Sfinții Părinți, aceștia îmbunătățiți, care sunt oameni care s-au aplecat asupra trăirii duhovnicești, iată, sunt Evagrie Ponticul în secolul IV, care contemporan cu mari sfinți cunoscuți din istoria Bisericii Ortodoxe, au avut această înclinație spirituală deosebită, fiindcă ceea ce au scris, au stabilit anumite reguli și anumite norme, nu numai monahale, din experiența lor proprie. Practic, au vorbit din trăire și din experiența altora acumulată în decursul a anilor petrecuți în pustie, în posturi aspre, cu lupte foarte dure, cu vrăjmașul diavolul care, iată, are capacitatea de a ne ispiti în fel și chip. Și înainte de a intra în tema propusă, să amintim că cele trei ispitiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă prototipul, dacă vreți, al întregii ispitiri al diavolului față de fiecare dintre noi. Cele trei ispitiri, lăcomia pândecelui, iubirea de argint și slava de șartă, cuprind, dacă vreți, cele mai robuste ramuri ale trunchiului turfiei, al mândriei, trunchi care poate să crească dacă nu este tăiat de la rădăcină și dacă nu luptăm până la mormântul nostru cu aceste mari patimi. Ce este cu gândurile? Nu este singură ascetica ortodoxă, cea care în rândul altor, știu eu, spiritualități sau forme dintre acestea de recluziune se ocupă cu gândurile omului, dar ea are niște caracteristici aparte, date tocmai de Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. Ce e cu ele? De ce ar fi ele nocive? Gândurile pot deveni folositoare, dar pot deveni nocive atunci când sunt influențate de puterea celui rău. Practic, Sfântul Evragie ilustrează cel mai bine și ne ajută să înțelegem cum se desfășoară această ispitire a gândurilor de către diavol, arătându-ne o imagine deosebit de frumoasă, să zicem, blândul păstor, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care în același timp este și mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, care păstorește oile. Ca o paranteză, avem și o
Icoană foarte frumoasă a ocrotitorului Bucureștilor, Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarab, care este un păstor și înconjurat de oi, dar se trece dincolo de această imagine și se adâncește printr-o profunzime duhovnicească la care noi ne bucurăm că putem să privim și să înțelegem cât putem din fiecare dintre noi, arătând că aceste oi sunt gândurile noastre, iar păstorirea gândurilor reprezintă principala preocupare a omului și, mai corect spus, a sufletului, pentru că sufletul este alcătuit, este compus din voință, sentiment, rațiune. Practic, lupta noastră se dă aici, pe acest front. Nu este o luptă a cărnii, a oaselor, a trupului, a sângelui. Nu este o luptă a sângelui, este o luptă a Duhului. Mântuitorul spune, nu vă spăimântați de cei ce ucid trupul, ci de cei ce au puterea și capacitatea de a vă pedepsi, de a vă duce sufletul în ghienă. Adică lupta noastră este la nivel mental, al minții. Evrahie Ponticul spune în acest comentar, în acest context, ca pe niște oi încredințate păstorului vrednic, Domnul a dat omului gânduri despre lumea aceasta. Că scris este, el a dat cugetare inimii fiecărui om, ca să-i stea într-ajutor. El i-a dat omului mânia și pofta, ca prin mânie să alunge gândurile lupești, iar prin poftă să iubească oile. Deci oile egal gândurile și iată cele două lupte, lupta cu mânia și lupta pentru a iubi gândul, a iubi gândirea duhovnicească la care s-au aplicat cu adevărat Sfinții Părinți. Așadar, gândurile ar avea oarecare neutralitate ca premiză de nevinovăție, să o numim, da, fiind vânate oarecum de lup sau de produsele lui, nu, patimile acestea care le pot deturna pe gândurile neutre sau bune către ceva rău. Exact. Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? La prima vedere, dacă ne gândim la acest text, privim din punct de vedere material, fizic, însă spune aici Evrahie, puznicul trebuie să păzească turma aceasta zi și noapte ca niciun miel să nu fie răpit de fiarele sălbatice sau să fie furat de târhari. Dacă s-ar întâmpla una ca acestea în pădure, el trebuie să de îndată să smulgă mielul din gura leului sau a ursului. Iată cum trebuie privit că fiecare gând este o oaie, este un miel în turma pe care noi trebuie să o păstorim. Cu alte cuvinte, mulțimea gândurilor noastre este turma încredințată nouă, fiindcă fiecare dintre noi devenim păstorii. Ca și trupul, așa cum se spune că este templul al Duhului Sfânt, suntem făcuți responsabili pentru tot ce ni s-a dat. Da, și acest templu al Duhului Sfânt trebuie îngrijit, curățit și premenit pentru ca sufletul să se sălășluiască. Și așa cum am văzut în minunile săvârșite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, trupul vindecat trebuie izbăvit, iertat de păcate și izbăvit pentru ca nu cumva vrăjmașul, aflând casa curată, să vină și să întineze și mai mult, chemând alte 7 duhuri. Deci, iată, suntem trimiși într-o sferă foarte concentrată și foarte greu accesibilă nouă, întrucât suntem luați cu problemele vieții cotidiene și nu stăm să ne gândim că această luptă este și cea mai importantă a gândurilor, că păstorirea gândurilor noastre reprezintă acea stare de veghe despre care se tot vorbește în Noul Testament și, bineînțeles, este preluată de Sfinții Părinți. Această priveghere, privegheați și vă rugați, că nu știți ziua nici ceasul în care vine Fiul Omului, care vine ceasul plecării de aici. Deci, la nivel de gând, este întreaga noastră luptă. Să nu uităm că Simon Petru a căzut în
păcatului pădării de Hristos, cel mai mare, pentru că nu a păzit gândurile, n-a păstorit propriile oi. Mântuitorul se întoarce din grădina Ghețimanii, de unde se rugase cu lacrimi adânci, cu sudor de sânge, și se întoarce și îi vede pe ucenici dormind. Nu au putut să privegheze niciun ceas. Sculați-vă de acum, iată îndemnul la trezirea trupească, pentru că trezirea sufletească nu a avut loc. Mântuitorul atrage atenția că vor cădea în ispită, că îl vor părăsi, ceea ce și s-a întâmplat. Trupul spune, fără să gândească, cum a zis Simon Petru, Doamne, voi merge cu tine până la mormânt, te voi apăra, scoate sabia, demonstrează că este viteaz, însă în fața unor necunoscuți, el se leapădă pentru că nu a păzit gândurile, nu a avut capacitatea să se înfrâneze, să se domolească, să se înțelepțească și să răspundă cu o mărturisire demnă. De aici întreaga lucrare a Harului Dumnezeesc, care, iată, ne ajută să luptăm cu gândurile noastre. Gândurile ar fi interfața sufletului nostru, a rațiunii care conduce persoana cu lumea, și există gânduri sublime, gânduri dumnezeiești, să le numim așa, multe dintre ele inspirate de Harul Duhului Sfânt, așa cum există și gânduri întinate, gânduri păcătoase, cele mai multe inspirate de cel rău, spun cele mai multe în ambele cazuri, pentru că omul are libertatea, și avem exemple în patericele noastre de acțiuni provocate, inițiate de om fără influența nici a îngerului bun, nici a îngerului rău. Există o expresie, un cuvânt care a fost preluat și în cântările noastre, înălțimea gândului smerit. Se vorbește mai cu seamă despre Maica Domnului și despre toți sfinții care i-au urmat. Există așadar un univers, o dimensiune la care ne ridică ceea ce produce mintea noastră sau intenția noastră prin aceste gânduri. Da, și trebuie să menționăm că la această stare se ajunge foarte greu, la starea înălțimii smerite, dacă putem spune așa, pentru că ni se atrage atenție de către Sfinții Părinți că cele ale ispitirii, lăcomia pântecului, iubirea de arginți și slava deșartă, trebuie înfrânte. Și până nu încep cu lăcomia pântecului, ceea ce ne duce către post, către această smerită ascultare a trupului prin post și prin rugăciune, el nu poate să cugete. Gândurile sunt influențate și de starea vasului, adică a trupului. Dacă trupului îi dăm de mâncare mâncărurile alese, mâncărurile de dulce, atunci el nu va mai putea cugeta la cele duhovnicești și sfinte. Dar mâncarea sărăcăcioasă ajută gândul ca să se zmerească. Postirea aceasta la care noi nu am ajuns, suntem chemați să ajungem, postirea aspră, ajunările care, sigur, trebuie săvârșite într-un anumit context. Nu poți să impui unui om bolnav să ajuneze, sau unui om cu slăbiciuni, cu foarte multe medicamente de luat și așa mai departe, dar cel ce poate și se zmerește, un post, o ajunare de 10 ore, de 12 ore, de 14 ore, limpezește foarte mult această sferă a gândurilor. Deci lăcomia pântecului nu este întâmplătoare ispitirea diavolului asupra Mântuitorului cu acel gând după 40 de zile, fă din aceste pietre pâine. Nu numai cu pâine se va hrăni omul. Deci hrana sufletului poate fi influențată de hrana trupului. Suntem în vas, nu suntem în afara vasului, și atunci toate au legătură. Apoi cealaltă, iubirea de arginți, Mântuitorul îi se arată întreaga lume, de parcă Mântuitorul nu știa, însă îi se arată firii umane din persoana Mântuitorului, că ar putea să stăpânească, ar putea să fie împăratul acestei lumi. Iar cea de-a treia, slavă
deșartă, îi spune, poți să te arunci de pe această, îi insuflă mândria cu care este foarte bine asociat și însuflețit vrăjmașul, îngerii vor veni și te vor prinde, te vor face în așa fel încât să nu-ți zdrobești piciorul de piatră. Toate aceste ispitiri sunt de fapt feluri de abordare diferită, exact. Demonică, zicem noi, altfel decât cea care ne este revelată în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament și al Noului Testament, despre cum ne îndeamnă Dumnezeu, ne învață să ne împărtășim de lume, să gustăm din ea sau să ne raportăm la ea. Da, și legat de demonul iubirii de arginți, un text scurt, dar foarte cuprinzător, demonul iubirii de arginți, îmi pare mie, se înfățișează sub nenumărate chipuri și este foarte dibaci în vicleșugurile lui. Adeseori, chinuit fiind de asprimea ale pădării de sine, de îndată se preface a fi iubitor de sărmani și slujitorul lor. Ne îndeamnă să primim pe străinii care încă nu au sosit sau să trimitem de alegurii fraților lipsiți. El ne face să vizităm în mintea noastră temnițele din cetate și să răscumpărăm pe cei vânduți ca robi. El ne strecoară gândul alipirii de femeile avute, sfătuindu-ne să stăm pe lângă cei cu punga îndesată. Și astfel, după ce a amăgit sufletul, încetul cu încetul îl înfășoară în gândurile lăcomiei de arginți și apoi îl dă pe mâna demonului slavei deșarte. Referitor la post, trebuie spus că anticii știau acest lucru de la Platon până la Pitagoreici, anume că reținerea de la carne sau de la mâncare îi dă minții un avânt deosebit spre filozofare. Dar, evident, exemplul pe care îl oferă Mântuitorul Iisus Hristos prin postul pe care îl ține 40 de zile și prin respingerea, iată, acestor ispite, este unul desăvârșit, cu adevărat dumnezeiesc. Cum se face până la urmă, Părinte Horia, ne-ați vorbit despre acest control, ați vorbit de post. Postind, gândurile noastre sau mintea se subțiază și nu mai suntem predispuși la o existență grosieră, atât de telurică. Dar totuși nici postitorii nu sunt scutiți de ispite, de gânduri rele și așa mai departe. Cum se face pentru omul obișnuit acest control, această păstorire a oilor care sunt gândurile? Există vreo metodă? Trebuie să amintim că Sfinții Părinți au experimentat aceste lucrări cu adevărat duhovnicești de trăire. Uneori în scrierile lor se arată că unele ispitiri nici nu trebuie scrise, pentru că pot fi ispită pentru cei care ar putea să citească. Și vedem în rugăciune înainte de împărtășanie cum fiecare dintre sfinții pe care îi chemăm în rugăciunea noastră, prin rugăciunea alcătuită de către ei, că se smeresc tocmai amintind de toate păcatele care sunt izvorul ispitirii pleiadei de nălucire ale diavolului. Un sfânt care se consideră cel mai mic, cel mai smerit, care a fost în luptă și care prin rugăciunea scrisă încă luptă, ne arată nouă că niciodată nu vom încheia această luptă cu gândurile, luptă cu vrăjmașul nostru. Practic vorbim de strategii ale vrăjmașului care se tot schimbă și ele nu pot fi stabilite în scris ca un fel de barem al ispitirii diavolului,
ci ele trebuie mărturisite, spuse și fiecare dintre noi să învățăm, pentru că nu seamănă ispitire de ispitire și fiecare om își exprimă această luptă cu gândurile în mod diferit. De aceea și o taina spovedaniei, să spunem, este diferită de la om la om. Preotul, când spovedește, nu repetă aceleași cuvinte și nu are nici trăirea spovedaniei ca un ritual care se tot repetă. Fiecare om este persoană și este ispitit în felul lui. Slăbiciunile, adică ferestrele deschise ale sufletului, lipsa pazei minții, neputința de a posti, neputința de a te ruga, de a împlini un canon dat de duhovnic, neputința de a ierta imediat pe aproapele tău și așa mai departe, reprezintă tot un rezultat al luptei cu gândurile noastre. Pentru că acolo este, într-adevăr, lupta cea mai adâncă și cea mai mare. Preotul duhovnic trebuie să întrebe amănunțit ce s-a petrecut în gând, de ce a lăsat ispitirea să ajungă, să, iată, oaia să ajungă în gura lupului sau a ursului și, spune Evrahie Ponticu, să smulgă această oaie din gura lupului. Această smulgere este un proces, nu se poate izbăvi cineva bătând din palme, deci este nevoie de mijloace, de smerenie, de post, de rugăciune, tocmai pentru curăția minții, adică a gândurilor. Partea, componentă a sufletului, mintea aceasta, se pare că este cea care coordonează toate aceste ținte sufletești, duhovnicești, care duc către mântuire. Partea rațională, așa cum o considerau anticii în usul. Există un exemplu practic pe care îl oferă Părintele Rafael Noica în una din conferințele sale cu privire la, deturnarea cea bună, aș numi-o, a gândului obișnuit sau gândului fără de Dumnezeu sau a gândului păcătos spre ceva bun. Și anume spune Părintele Rafael Noica că atunci când gândim orice, să transformăm gândul nostru în rugăciune punând înainte cuvântul Doamne. Simulând oarecum sau considerând că discutăm sau că ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă spunem vreau să fac astăzi nu știu ce lucru, să spunem Doamne, astăzi vreau să fac nu știu ce lucru și atunci totul capătă o altă perspectivă. Exact. Numele Mântuitorul nostru Iisus Hristos să fie așezat în gândul nostru, pentru că, iată, putem să ne gândim la o situație, dar poate să ne vină în gând o persoană, indiferent de partea femeiască sau bărbătească, să ne punem și să spunem în mintea noastră, Doamne, dar de ce mă gândesc la acest om? Mai bine ai milă de robul tău sau de roaba ta, la care m-am gândit în timpul rugăciunii, în loc să fiu concentrat asupra slujbei, iată, îmi vin gânduri la anumite persoane. Ai milă de robul tău la care m-am gândit, ai milă de mine și de mine. Miluiește-mă, înțelepțește, depărtează de la mine gândurile de șarte sau vin situații că mă voi duce, voi face lucru bun. Am văzut cum este surprinsă această dibăcie, acest alunecuș treptat, dar sigur al vrăjmașului care pleacă de la un lucru bun, de la o intenție bine drămuită, milostenie, ajutorarea săracilor, iubirea de oameni, apropierea de cei care sunt milostivi, dar dacă n-ai oprit gândul și ai spus Doamne, dacă voiești Tu, voi face milostenia respectivă, dacă voiești Tu, cu puterea Ta cea mare, voi ajunge în locul respectiv și mă voi întâlni cu persoana aceea care e milostivă și va da săracilor. Dar dacă nu voiești Tu, nu se va întâmpla nimic. Atunci, dacă nu folosim aceste cuvinte ale noastre, indiferent cum sunt ele alcătuite de simplu sau dacă Dumnezeu ți-a dat acest dar de a putea alcătui o rugăciune, atunci ele se transformă în ispite. Pentru că alunecarea este foarte subțire,
fiindcă avem de a face cu demoni specializați pe acest segment, și anume depărtarea de la rugăciune, scoaterea omului din biserică în timpul Sfintei Liturghii, deși trupul rămâne acolo, mintea este cu totul în altă parte, până scoți atâtea oi din atâtea guri de lupi, foarte greu, te poți trezi la sfârșitul Sfintei Liturghii că ai fost tulburat, că nu te-ai rugat, că ai venit aproape degeaba și că pleci fără de folos din biserică. Dar care este rolul Harului, Părinte Horia, în toată această acțiune a noastră de stăpânire, păstorire, din nou reiau metafora lui Evagrie Ponticu, a acestor gânduri nărăvașe? Harul se dobândește, iată, prin Sfintele Taine și Ierurgii. Harul se dobândește chemându-l și înnoind haina botezului prin taina spovedaniei. Harul se dobândește atunci când ne zmerim și când încercăm să dobândim aceste virtuți sau măcar să le începem sau să punem început bun unei pocăințe mai sincere, mai adânci, alese, o spovedanie de la care să te poți ridica din genunchi și să ai acea pace, acea bucurie, lăsând Harul să lucreze. Pentru că fără de Har nu putem face nimic, cum spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu există omul și capacitățile lui intelectuale gata să se lupte cu vrăjmășiile meșteșugești ale diavolului. Este nevoie de ajutorul Harului Divin. El trebuie chemat, trebuie asumat, trebuie păstrat, trebuie ajutat. Iată, credința noastră, în conlucrare cu Harul Dumnezeesc, naște faptele cele bune. Nu fără Harul cel Dumnezeesc, pentru că orice faptă ca aceasta poate fi de suprafață și se poate cădea foarte ușor în mândrie, din care te vei ridica foarte greu. Pentru că nu am înțeles această energie, acest Har Dumnezeesc, lucrarea Lui și faptul că este o lucrare dumnezeiască ca o alifie pentru suflet, adică ca o mângâiere permanentă. O simți după ce ai trecut de fazele acestea pe care le-am spus la început, surprinse de către Sfinții Părinți, trăite, expuse și nouă, la care suntem și noi invitați să purcedem. Părinte Horia, vă mulțumesc. Din păcate, ne-am apropiat de finalul discuției noastre, nu mai este timp la dispoziție, dar merită să renodăm discuția la o dată ulterioară. Vă mulțumim și fie ca ceea ce faceți prin aceste emisiuni să fie de folos tuturor celor ce ne privesc acum. Doamne ajută! Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră. Vă așteptăm data viitoare. La revedere! Thank you.